Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Ia uitați, puișorii. Am pus cei din ultima serie care am scos, am pus aici, ia uitați-i. Și din a treia serie, ia uitați un cochinchina bobat. Acesta este un Brahma cochinchina. Acesta este cochinchina original. Este un cocoșel. Din păcate tatăl a murit și a mai rămas câțiva pui de la el. Ia uitați și un cochinchina pitic. Și acesta este tot cochinchina pitic. Nu prea le place să stea la poze. Ia uitați-l. Este o puicuță. Sunt toți frumoși. Numai că ieri am pus și s-au cam îngrămădiți, fiindcă le este probabil puțin frică. Ia uitați-i. Ia uitați-i. Vine înapoi. Am mai rămas cu 3 pui de window, atât. Foarte frumoși pe care au rămas. Acesta este tot din cocoșul la care a murit, un cochinchina bobat, a rămas și el, este o puicuță. Ia uitați și rățuștele. Ia uitați și rățușca moțată. Ia uitați-o. A crescut moșul și se voar și pe cealaltă, pe aceasta. Ia uitați, are moșul rotund. Ia uitați eu. Au mâncare, au apă. Am început să le dau niște granule de la Mimi. Cam așa arată, mai exact. Să vă și arăt. Le amestec cu crupe și o să le dau 2 săptămâni. Ia uitați cum se îngrămădesc acolo. Să mergem să vă arătăm și rața leșească. Am revenit, dragi prieteni, ia uitați-o. S-a pus la cloce foarte bine, a scos destul de mult puf. Clocește foarte bine, de ieri stă în continuu. Ia uitați, are și ouă, are 4 de găină, pentru că nu a avut semn de sole ouă ca să-i le pun pe toate. Dar stă foarte bine, ouăle sunt călduțe, la temperatura bună. Ia uitați-o. Din păcate a căzut într-un colț în care dihorul venea, dar am scăpat de el, sper să fi scăpat de el. Am pus niște soluții speciale pentru așa ceva și sper să fi scăpat de el. Uitați-o cât este de frumoasă. La 7 luni nu mă așteptam, dar nici nu mă aștept să scoată foarte mulți boboci, pentru că este o rață foarte tânără. Și cam așa ceva. Să vă arăt și găina Brahma. Ia uitați-o. Vrea să fac un nou, cu siguranță. Numai că aceasta o să cadă și cloșcă în curând. Să mergem și la celelalte păsări să vi le arăt. Ia uitați și rătuștele. Sunt aproape cât părinții de mari. Sunt foarte frumoase. Văd că una și ouat. Mai exact. Una românească, cred că a ouat. Ia uitați. Nu prea mai ouă. Mai ouă foarte rar.
Ai dat și rețelele și ești. Să mergem aici, să vedem dacă mai e oat. N-am mai e oat, o să-l pun aici și o să-l iau mai târziu. Și să mergem să vă arăt și pui din casă. Ia uitați și pe aceștia, aceștia sunt pitici. Toți sunt pitici. Sunt doi cu gâtul gol, pitici. Majoritatea din ele sunt puicuțe. Sunt, cred că, 2 sau 3 coșei din 20. Este destul de bine. Ia uitați. Bun, prieteni, dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, v-aș ruga să dați like, share, subscribe și să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc. Pe data viitoare. La revedere.